Namoroieni beneficiază de o grădiniță modernă pe care și-ar putea dori-o copiii din multe localități. Reabilitarea a fost posibilă grație implicării unui cetățean de origine daneză, al cărui suport este apreciat de comunitatea locală. Venirea dumnealui la câteva zile prin a vizita această grădiniță și școală, la începutul lunii lui august, a spus că va pune accent și n-am crezut că la începutul lunii septembrie au început lucrările cu aportul dumnealui prin venirea unei firme. Domn prefect, din Dâmbovița, vă spun că firma care a construit această grădiniță este firma din Dâmbovița. Suma care a fost alocată, aproximativ 40.000 de euro și o contribuție foarte mică din partea primăriei, un zid de sprijin și am pus noi centrala termică. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița și-a reafirmat sprijinul față de proiectele derulate în Comuna Moroieni. Pentru mine, satul Glod a fost o prioritate, iar sprijinirea obiectivelor de investiții din Comuna Moroieni, de asemenea, extrem de importantă, pentru că este o localitate care a avut câteva lucruri pe care a trebuit să le depășim într-un an de zile, un an și trei luni de când suntem la conducerea administrației publice județene. Prefectul județului Dâmbovița s-a arătat bucuros că astfel de proiecte realizate în beneficiul cetățenilor sunt duse la bun sfârșit. Lucrurile acestea care se fac pentru cetățeni și în folosul cetățenilor nu-ți creează decât motive de mândrie și de bucurie.